Furtuna. Adaptare radiofonică după piesa lui Alexandru Nicolaevici Ostrovski. Așezat pe malurile Volgăi, orășelul Kalinov e năpădit de verdeață. De pe malurile abrupte ale fluviului se zăresc întinderi nemărginite, acoperite de holde și presărate cu sate. Ziua frumoasă de vară te ademenește pe malul apei, la aer, sub cerul liber, în bătaia vântului proaspăt ce adie dinspre Volga. Într-adevăr, locuitorii se plimbă pe malul din apropierea fluviului. Seara se așează pe lavițele de lângă porți și stau de vorbă. Nu-i frământă niciun fel de pasiuni ce se vântură în lume, deoarece nu ajung până la ei. Suntem doar în Rusia pravoslavnică la jumătatea veacului trecut. Pe locuitorii orășelului apasă o tăcere grea de temniță, de mormânt. Arare ori, tăcerea e însuflețită de un murmur surd, neputincios, de dor de viață, de înnoire, care însă se stinge sfios de îndată ce s-a înfiripat. Ce mândrețe, minune, nu altă. Cudriaș, vezi tu, frate dragă, de 50 de ani mă tot uit pe Volga și nu mă mai satur. Ei, și? Ce priveliște fără perechi, câtă frumusețe, ți se umple sufletul de bucurie, nu alta. Ofi. Minune, Cudriaș, minune, și tu de colo, Ofi. Se vede că vi s-a urât, ori nu pricepeți frumusețea naturii. A, păi cu tine, culeghe, în ce se pune? Tu ești filozof? Ei, chimist? Mecanic. Mecanic autodidact. Tot una-i. Ia stai, uite, cine dă așa din mâini, frate? Cine să fie? Păi cine vrei să fie? E Dicoi, negustorul. Îl locărește pe nepoțul, pe Boris Grigorievici. Da, loc n-am mai găsit decât aici, în grădina publică, frate. Păi pentru el orice loc e bun, parcă-i pasă de cineva. Stai să ne tragem la o parte, să nu se lege și de noi, vină un coace. E sărbătoare, unchiule, acasă ce să fac? Găsești ce să faci, nu mai să vrei. Ți-am spus de atâtea ori, Boris, să nu-ntrosnași să-mi ieși în cale. Și nu-ți intră în cap. Mă, ce? N-ai destul loc? Unchiule... Unde te întorci tot de dânsul, dai? Tu, tu, blestematule! Tu, ce stai așa stâlp? Auzi, ori n-auzi ce spun? Ascult și eu, ce altceva să fac? Ei, pierd din locii mei! Nu mai vreau să stau de vorbă cu tine. Pule, făcutule! Plec! Plec să nu te mai văd! Păi ce om! Ce fel de socoteală aveți împreună, domnule? Ah, culeghin! Ei, nu pricep în ruptul capului. Ce plăcere să stați la dânsul și să-i suferiți ocările. Care plăcere, culeghin? Nevoie. Ce nevoie, domnule? Spuneți-ne și nouă, dacă se poate. De ce să nu vă spun? La Moscova, părinții ne-au dat o educație aleasă.
n-au cruțat nimic pentru noi. Pe mine m-au dat la Academia Comercială, pe sora mea la pensiun. Dar au murit amândoi deodată, răpuși de holer. Am rămas orfan. Bunica a murit și ea, lăsând cu limbă de moarte ca unchiul să ne dea partea ce ni se cuvine, însă cu o condiție. Ei, ce condiție, domnule? Să fim respectoși cu dânsul. Ei, asta înseamnă că vă puteți lua gândul de la moștenire, domnule. Dacă ar fi numai atât acolo, Ghim. Întâi are să ne umilească. Are să ne batjocorească în fel și chip, cum mi-o plăcea. Ca la urmă tot să nu ne dea nimic. Sau așa, un fleac acolo. Ba încă tot el are să se laude că și-a făcut pomană cu noi. Că nici atâta nu ni se cuvene. Da, cam așa năravă are negustorimea noastră. Dar pe de altă parte, chiar dacă v-ați purta respectos cu dânsul, cine o să-l împiedice să spui că n-ați fost respectos? Da, asta așa e, Cudrieș. Și acum spune uneori, n-am copii? De ce să dau bani unor străini? Ar însemna să-i nedreptățesc pe ei mei. Și în ce condiții stați la el, domnule? În nicio condiție. Stai, zice, la mine, fă ce-ți poruncesc, iar leafă cât ți-o-i da. Adică după un an are să mă socotească cum va binevoi. Da, păi așa e obiceiul lui. La noi nimeni nu îndrăznește să-i pomenească de leafă, că înjură de toți sfinții. De unde știi tu ce am eu de gând? Zice, poți să cunoști sufletul meu? Poate îmi vine chef să-ți dau 5.000 de ruble. Poftim de te înțelege cu dânsul. Vorba e că niciodată în viață nu i-a venit asemenea chef. Ce să-i faci, domnule? Trebuie să-ți dai osteneala și să intri în voi. Dar aici e buba cu Lăghin, că nu-i cu putință. Nici ai lui nu-i pot intra în voie, dar apoi eu. Cine să intre în voie când el atâta știe, să înjure? Și mai ales când e vorba de bani. Dar el nu se poate plată fără ocări. Fiecare să lasă pe gubaș numai să scape de gura lui. Și mai ales e bucluc dacă îl mânie cineva dis de dimineață. Ai de mine, toată ziua cată ceartă. E, dar să vezi nenorocire când îl jignește unul pe care nu-i dă mâna să-l înjure. Atunci să se ție cei de acasă. Păi, Culiță, doamne, dar ce râs a mai fost odată când l-a înjurat un husar pe podul Volgii? Atunci să-l fi văzut. Și apoi cei de acasă ce au pătimit. După asta, 2 săptămâni au stat ascunși prin poduri și prin cămări. Ei, ce-o fi, nu cumva iese lumea de la biserică? Ei, da. Eu mă duc să-i trag un chef. Aha. Vă las cu bine. Cu bine, cu Andreas. Cu Lăghin, tare mi-e greu aici. Nu sunt obișnuit, frate. Tot se uită la mine, nu știu cum... dușmănos, parcă aș fi deprisos, parcă i-aș stingheri. Obiceiurile locului nu le cunosc. Știu că sunt tot ale noastre, rusești, dar nu mă pot obișnui de fel. Și nici n-o să vă obișnuiți vreodată, domnule. De ce? Moravuri crude în orașul nostru, domnule. Deprinderi sălbatice. La Târgoveți numai întuneric și mizerie. Și nu vom putea niciodată să ne scuturăm de robia asta, domnule, deoarece prin muncă cinstită mai mult decât o coajă de pâine nu o să poate agonisi. Iar cine are bani, acela se străduiește să îngenunchi pe cel sărac, știi, ca din munca lui neplătită să adune tot mai multă avere. Ei, eu voiam să descriu toate astea în versuri. A? Cum știi să faci versuri? Stihuri de modă veche, domnule. Am citit pe Lomonosov, pe Derjavin. Înțelept om a fost Lomonosov, cercetător al naturii. Și tot dintre ai noștri, din oameni de jos. Ar trebui să scrii, ar fi interesant. Cum ar fi cu putință? M-ar înghiți de viu. Și așa trag destul iponoase pentru că vorbesc prea multe. Da? Ce să fac? Asta e slăbiciunea mea. Ei, domnule, de-aș găsi eu perpetuum mobile. Ce ai face? Păi, cum, domnule, dai englezii mi-ar da 1.000.000.
Toți banii aș întrebuința pentru obște, pentru ajutoare. Trebuie dat târgoveților de lucru. Brațe sunt, dar n-au ce munci. Și dumneata sper să găsești perpetuum mobile? Desigur, domnule. Numai să capăt eu ceva parale pentru model. Și vezi pe urmă, eu acum te las, domnule. La revedere. La revedere, culoghin. Păcat să-i strici iluziile. Ce om bun. Visează și-i fericit. Pe câtă vreme eu îmi prăpădesc tinerețele în groapa asta. După ce că sunt atât de amărât, am mai dat peste mine și o pacoste. Asta mai lipsea, să mă îndrăgostesc. Umilit, amărât și să-ți vină în cap o prostie ca asta, să te îndrăgostești. Și încă de cine? De o femeie cu care nu o să ajung nici măcar să stau vreodată de vorbă. Și totuși, nu pot să nu scot din minte și pace. Uite-o vine. E cu bărbatul său și cu cumnată sa. E și soacră sa cu dânsii. Hai, prostule, privește-o ca un hoț pe furiș și șterge-o acasă. Ce? Dar să mi se usuce limba, mă mucă! Lasă, Tiho, nu te mai jura, cazi în păcat. Hai mai bine să ne așezăm pe banc. Am obosit. De mult văd eu că ți-e mai dragă nevasta decât mama. De când te-ai însurat, nu mai văd la tine dragostea de altă dată. De unde vezi asta, mămucă? Din toate, dragă. Mama ce nu vede cu ochii, împlinește cu inima. Îi dă inima de veste. De, poate că femeia te îndepărtează de mine. Ce știu eu? Vai de mine, pentru mine, mămucă, tu ești ca și o mamă adevărată. Și Tihon te iubește. Caterina, mi se pare că tu ai putea să taci când nu te întreabă nimeni. Ce-ai sărit așa? Și ce te guduri? Ca să arăți că ți-e de drag bărbatul, hă? A, păi știm, pe din față o arăți la toți. Mă năpăstuiești degeaba, mămucă. Da. Sunt ori nu sunt oameni de față, eu rămân aceeași, nu mă prefac. Ia-n te uită ce nas de ceară, s-a și bosumflat. Dar păi cui este plăcut să îndure năpasta? Știu eu că nu vă plac vorbele mele. Dar ce să fac? Nu străină, mă doare inima pentru voi. De mult văd eu că vreți să fiți de capul vostru. Vai, o să ajunge și acolo. O să trăiți în voie când noi mai fi eu. Atunci o să faceți ce vreți. Nu o să vă mai bată la cap cei bătrâni. Și poate că o să mă pomeniți. Cine știe? Dar păi noi, mămucă, zi și noapte ne rugăm la Dumnezeu pentru dumneata. Să-ți dea, mămucă, Dumnezeu sănătate și numai fericire. Să-ți meargă toate în plin, mămucă. Destul, isprăvește, mă rog. Poate că ți-a iubit mama când erai holtei. Parcă-ți mai arde ție de mine când dai nevastă tânără. Mămucă. Ce ar face una cu alta? Nevasta e nevastă. Dacă către mamă toată cinstea cuvenită. Ai lăsat tu nevasta pentru maică ta. N-aș crede asta odată cu cap. De ce să le las, mi-s dragi amândouă? Nu te mai linguși. Văd eu bine că vă stau ca sarea în ochi. Dacă vrei să crezi așa, mămucă, voia dumitale. Numai că nu știu de ce m-am născut fără noroc. Că nu pot cu niciun chip să-ți intru în voie. Ia nu mai fă pe obișnuitul. Ce te sclifosește așa? Bărbat ești tu. Ia-mi te uită. Cum are să se mai teamă nevasta de tine? Dar de ce să se teamă? Mi-e de ajuns că mă iubește. Cum de ce să se teamă? Nu cumva te-ai smintit? Dacă nu s-o teme de tine, apoi de mine nici atâta. Hai, ce fel de rânduială are să mai fie în casă? Doar nu-i așa?
trăiești cu dânsa după lege. Sau după voi legea nu mai înseamnă nimic. Dacă ai în cap asemenea gânduri prostești, cel puțin nu vorbi în fața ei și înaintea sortii fată mare. Și ea trebuie să se mărite. Dacă aude asemenea vorbe de la tine, apoi frumos are să ne mulțumească bărbatul pentru învățătură. Vezi câtă minte ai și mai vrei să trăiești după capul tău. Păi eu, mămucă, nici nu vreau să trăiesc după capul meu. Da. Cum pot eu una casă? Adică după tine trebuie să-i cauți mereu un coarne nevestit, să nu te răstești la ea și să nu o ameninți. Eu, mămucă, chiar dacă ar avea unii bovnic, ai, nici asta după tine n-ar însemna. Mămucă, hai, răspunde. Mămucă, prost. Ce să vorbești cu prostul? Intri în păcat. Apoi eu mă duc acasă. Venim și noi îndată. Mai trecem o dată de două ori pe bulevard. Bine, bine, cum vreți. Nu mai băgați de seamă să nu întârziați. Știți bine că nu-mi place să aștept. Nu, mă mucă, ferita sfântul. Bine, bine, bine. Iacă, vezi? Așa o pățesc totdeauna cu mămuca, din pricina ta. Asta-i viața mea. Apoi eu cu ce-s vinovată? Nu mai știu nici eu cine-i de vină. Parcă ea e vinovată, frățioare. Mama o crește pe de-o parte și tu pe de-alta. Și încă mai spui că-ți iubești nevastă. Mi-e și silă să mă uit la tine. Te-ai găsit și tu, Varvara. E, ce vrei să faci? Mai bine să taci, dacă nu ești în stare de ceva mai bun. Ei, ce stai ca pe cărbun? După ochi te cunoști ce ai de gând. Ei, ce? Ce? Știu eu ce. Vrei să te duci la Savel Prokofievici Dicoi să bei cu dânsul? Ai ghicit, dragă! Tihon, să vii cât mai repede, că altfel mămuca iar începe cu cearta. Cât ai câmpit? Așteptați-mă! Așteptați-mă! O să zic că ți-e milă de mine, Varvara. Ei, se înțelege că mi-e milă. Și ți-s dragă, nu-i așa? De ce să nu-mi fii dragă, Cate? Îți mulțumesc. Ești așa de bunăvoare. Și eu te iubesc și am să te iubesc până la moarte. Știi ce mi-a venit în minte? Ce? Cum de nu zboară oamenii? Nu înțeleg ce vrei să spui. Zic, de ce nu zboară oamenii ca păsările? Știi? Câteodată îmi pare ca și o pasăre. Când stai pe o culme de deal, parcă îți vine să zbori. Aș lua vânt, aș ridica mâinile și aș zbura. Dar ce nebuniți mai trec prin cap? Cât eram de zglobie. La voi m-am ofilit de tot. Ei, crezi că eu nu văd? Cum eram odată, trăiam fără de nicio grijă, ca o pasăre slobodă. Știi cum mă duceam când eram acasă? Stai să-ți spun. Mă sculam dizi de dimineață. Dacă era vară, mă duceam la fântână. Mă spălam, aduceam apă și toate florile din casă le udam. Aveam flori multe, multe. După aceea ne duceam cu mama la biserică, cu toții, și eu și hagioaicele. La noi era casa plină de hagioaice și maici. Da. Când veneam de la biserică, ne așezam la lucru. Brodam cu aur pe catifea, iar hagioaicele începeau a povesti pe unde au colindat, câte au văzut. Spuneau tot felul de întâmplări sau cântau stihuri. Așa trecea vremea până la masă. Pe urmă, bătrânele se culcau și eu mă duceam să mă plimb prin grădină. Apoi la vecernie și seara, iar povești și cântece. Era atât de bine. Apoi și la noi tot așa. Da. Dar aici parcă aș fi în robie. Grozav îmi plăcea să mă duc la biserică. Parcă intram în rai. Nu mai vedeam pe nimeni, uitam și de vreme. Nici nu auzeam când se sfârșea slujba. Și ce visuri aveam vara. Ce visuri. Ori biserici de aur, ori grădini minunate. Și tot cântau glasuri nevăzute. Și mirosea chiparos. Iar munții și copacii nu erau ca cei obișnuiți, ci așa, așa cum sunt zugrăviți pe icoane. Și
Și acum mai visez câteodată, dar rar de tot. Și altceva. Ce anume? Am să mor curând. Ia, lasă, ce spui, Katia? Nu știu bine că am să mor. Katia, dragă. O, draga mea, nu ia bine cu mine. E ca o vraje. Niciodată nu mi s-a întâmplat asta. De ce? Simt în mine ceva ciudat. Parcă aș începe să trăiesc din nou. Or, nu mai știu nici eu. Dar ce-i cu tine, Katia? Vara, să știi că se întâmplă o nenorocire. Ei, lasă. Mi-e așa frică. Mi-e tare frică. Parcă aș fi lângă o propastie și cineva mă împinge în ea. Și n-am de ce să mă țin. De ce ți este? Katia, ești sănătoasă? Sănătoasă. Mai bine aș fi bolnavă decât așa. Oh, tot vine așa, ca un dor. Și nu pot scăpa de dânsul. Încep să mă gândesc și nu-mi pot aduna gândurile. Să mă închin și nu mă pot închina. Cu gura spun una și în cap am cu totul altceva. Nu mai visez vara ca înainte, copaci din rai și munții. Ci parcă mă strânge cineva în brațe fierbinte și mă duce undeva. Și eu mă duc după el, mă tot duc. Și? Dar de ce-ți spun eu ție asta? Tu ești fată. Spune, eu sunt mai rea decât tine. Mă năbuș aici, mă năbuș că aș fugi. Și-mi vine în gând că dacă ar fi după voia mea, m-aș plimba pe Volga în luntre, cântând. Ori a zbura cu troica îmbrățișată. Da, nu cu bărbatul tău. Dar de unde știi? Cum să nu știu? O, vară! Am un gând păcătos. Cât am plâns sărmana de mine. Ce n-am făcut? Nu pot scăpa de păcat. Nicăieri nu pot scăpa. Nu-i așa? Vare, nu-i așa că e rău? Nu-i așa că e un păcat groaznic să iubești pe altul? Ei, ce să te judec eu? Am și eu păcatele mele. Ce să fac? Mă las puterile. Unde să mă ascund? De dor am să-mi fac seama. Katia, ce vorbești? Ce-i cu tine, Katia? Uite, mâine pleacă fratele meu și o-mi vedea. Poate că o să fie cu putință să vă întâlniți. Nu trebuie, ce spui, ferească Dumnezeu. Nici te-ai speriat așa. Dacă mă întâlnesc măcar o dată cu dânsul, fug de acasă. Nu mă mai întorc pentru nimic în lume. Ia uite. Se apropie furtuna. Furtuna! Să fugim acasă! Iute! Ce, nu cumva ai împărit? Cum ai să te arăți acasă fără fratele meu? Lasă-l în plata domnului, hai acasă! A, păi dacă fi să se întâmple ceva, nici acasă nu te poți ascunde. Dar tot e mai bine. Mă simt mai la adăpost. Acasă mă arunc în genunchi în fața icoanelor și mă rog lui Dumnezeu. Nu știam că te temi așa de furtună. Ia că eu nu mă tem. Cum să nu te temi? Fiecare trebuie să se teamă. Nu că te ucide, ci că te ia moartea dintr-o dată așa cum ești, cu toate păcatele, cu toate gândurile necurate. Nu mi-e teamă că am să mor. Dacă mă gândesc că am să mă înfățișez dintr-o dată înaintea lui Dumnezeu, așa cum sunt aici cu tine, după cât am vorbit, asta e îngrozitor. Ce am eu în gând? Ce păcate! Groaznic! Mai repede! Spare! Casa Cabanovilor e forfotă mare. Tihon Ivanovici Cabanov se pregătește de călătorie. De o oră stă închis cu maică sa Nodai. Îl toacă la cap să-i ajungă pentru cele 2 săptămâni de libertate. Dar și liber tot legat se cheamă că e. Atât îl vor încovoia poruncile și jurămintele la care este supus.
Într-altă odaie, slujnica Glașa se grăbește să umple boccelele. Tot cu treaba, dragă Glașa. Mereu cu treaba. Dar ce faci, drăguță? Ce să fac, feclușa? Gătesc pe stăpânul meu de drum. Dar ce? Pleacă undeva drăguțul de el? Pleacă. Și pe multă vreme se duce? Nu pe așa multă vreme. Feclușa, tu ai umblat prin multe locuri. Am umblat, dar nu prin locuri prea depărtate. Neputincioasă de mine. Ei, dar de auzit, am auzit multe. Ia spune. Ci că ar fi fiind niște țări, fată dragă, care nu scârmuite de țari pravoslavnici, ci de sultan. Da? Da, într-o țară stă pe tron Mahomet, sultanul cel turcesc. Și în alta, Mahomet, sultanul cel persan. Ce spune? Da, și judecă ei fetico dragă pe toată lumea. Dar tot ce judecă, cu strâmbătate judecă. Vai de mine. Că așa e dat de la Dumnezeu, drăguță, să nu poată judeca ei nimic cu dreptate. Doamne. La noi legea e dreaptă, la ei nedreaptă. Da. Apoi, ce că ar mai fi și o țară în care oamenii au capete de câini? Dar de ce de câini? Pedeapsă pentru necredința lor. Ferească Dumnezeu, Doamne, ferește. Apoi, eu mă duc, drăguță, prin negustorine. Poate mai capăt ceva de pomană. Rămâi sănătoasă, drăguță. Cu bine, feclușa. Rămâi să. Ia te uită ce țări mai sunt, câte minuni pe lumea asta. Și noi ședem aici și habar n-avem. Bine măcar că mai sunt și oameni buni de la care să auzim ce se întâmplă prin lume, că altfel am murit toți. Hai, tico, nu stăpână! Aici, mamuchiu! Glașa! Da, stăpână! Du boccelele la trăsură! Caii sunt încămați! Ia că am venit! Asta. Gata! Ai să ții minte toate câte ți le-am spus? Da! Bagă de seamă să nu uiți! Vâră-ți toate bine în cap! Țin minte, mamuchă! Acum totul e gata. Caii sunt la trăsură. Numai să-ți iei rămas bun. Da, mămucă, e și vremea. Ei! Mai poftești ceva, mămucă? Ce stai? Nu cunoști rânduiala? Cheamă pe Caterina și spune-i ce să facă în lipsa ta. Dă, păi știi și singur. E, vorbă degeaba. Hai, mai poruncește-i. Sau și eu ce-i poruncești. Pe urmă, când te vei întoarce, ai să o întreb dacă te-a ascultat întocmai. Da. Katia! Katia! Poftim! Vino aici! Ce, Tihon? Katia? Da? În lipsa mea, să asculți de mămuca! Spune-i să nu se obrăznicească cu soacră sa! Da! Să nu te obrăznicești! Să cinstească pe soacră sa ca pe o mamă adevărată! Să cinstești, Katia, pe mămuca ca pe o mamă adevărată! Să nu stea ca o cocoană cu mâinile în sân! Crează și tu ceva. Să nu se zgâiască pe geamă. Să nu te... Dar voi niciodată, mămucă. Să nu te uiți pe fereastră. Să nu se uite la alți bărbați în lipsa ta. Apoi ce e asta, mămucă? Zău așa. Fără vorbă! Trebuie să faci ce spune maică ta. Tot e mai bine când e poruncă. Nu te uita la alți bărbați. Acum... Vorbiți între voi dacă mai aveți ceva. Eu vă las. Katia. Katia. Da. Ești mânioasă pe mine? Nu. Hai. Hai, iartă-mă. Dumnezeu să te ierte. M-a umilit. Dacă îi pune așa toate la inimă, ajungi să te oftici. Ce te potrivești la ce spune? Așa e ea, trebuie numai decât să te bată la cap. Lasă-o să spui și fă-te că nici n-auzi. Pe ureche să-ți intre și pe altă să-ți iasă. Rămâi cu bine, Katia. Tihon! Da? Tihon, nu pleca! Ha? Te
pentru Dumnezeu, nu pleca. Te rog, sufletele. Nu se poate, Katia. Dacă mămuca mă trimite, cum să nu plec? Atunci amă cu tine. Nu se poate. De ce nu se poate, Tișa? Ce hazar să plec cu tine? Nu mi-e destul canonul de acasă. Eu nu știu cum să scap mai iute de aici. Și tu încă te mai ții de mine. Nu cumva nu mă mai iubești? Nu că nu te-aș iubi, dar din robia asta fugi. Oricât de frumoasă nevasta e, da. Ia gândește-te, oricum sunt bărbat. Să trăiești toată viața asta, cum vezi, apoi lași și nevastă și toți și fugi. Când știu eu acum că 2 săptămâni nu o să mai tune și fulgere, că nu o să mai am lanțuri de picioare, apoi de nevastă mi-arde mie. Cum să te iubesc când îmi spui asemenea vorbe? Vorbe ca toate vorbele. Ce fel de vorbe ai vrea să-ți spun? Păi, nu înțeleg de ce te temi. Doar nu e singură, rămâi cu mămuca. Nu mi-aduce aminte de ea. Îmi zdrobește inima. Oh, nenorocită ce sunt. Unde să mă duc, sărmana de mine? De ce să mă agăț? Am să mă prăpădesc, Doamne. Sfârșești odată, Katia. Tișa, dacă ai rămâne, ori dacă m-ai lua cu tine, cât te-aș iubi, cum te-aș mai desmerda, iubitule? Sau dacă te pricep, Katia, ori nu scoate omul de la tine o vorbă necum de smerdare, uite, văr în suflet. Tișa, cui mă lași? Cui mă lași, Tișa? Nu pleca. Are să întâmple o nenorocire. Păi, o nenorocire. Păi, dacă nu se poate, ce vrei să fac? Atunci uite ce e. Pune-mă să-ți fac un jurământ grozav. Ce jurământ? Așa. Să nu îndrăznesc în lipsa ta, sub niciun cuvânt, să stau de vorbă, ori să mă întâlnesc cu vreun străin, sau măcar să mă gândesc la altul decât la tine. De ce să juri, Caterino? Liniștește-mi inima! Fă-ți pomana asta cu mine! Cum poți să te legi de așa jurământ? Cine poate să știe ce-ți vine în gând? Să nu mai văd pe mama, nici pe tata. Să mor fără sfânta împărtășanie dacă am să... Ce spui? Mare păcat! Nici nu vreau să te ascult! Întârzi, Tigon! Da, mămucă! Ați terminat? Varea! Glașa! Da, mămucă! Da. Veniți să vă luați rămas bun! Da! Mergi sănătos, Tihon. Rămâi sănătoasă, mămucă. Închină-te până la pământ. Până la pământ. Așa. Rămâi sănătoasă, mămucă. Acum i-ați rămas bun și de la nevastă. Rămâi sănătoasă, Katia. Ce-i te-a găs de gând nerușinat-o? Doar nu te desparți de ibofnic. Ți-e bărbat, stăpân. Ori nu cunoști rânduiala. Închină-te până la pământ. Mergi sănătos, Tihon. Rămâi sănătoasă, surioare. Să vii cu bine, frate. Rămâi sănătoasă, Glașa. Să vii sănătos, stăpâne. Rămâi sănătoasă, mămucă. Mergi sănătos. Rămâi sănătoasă. Vorbă multă sărăcia omului. Cu bine, Tihon. Iaca. Te lăudai că-ți iubești grozav bărbatul. Văd eu acum dragostea ta. Altă nevastă după ce-și petrece bărbatul, bocește trântit afară pe prispă. Dar ție ce-ți pasă? N-am de ce și nici nu știu cum. Să râdă lumea de mine? N-ai cine știe ce lucru. Dacă l-ai fi iubit, ai fi învățat. Dacă nu ți-l la rânduială, măcar s-o fi făcut de ochii lumii. Tot era ceva. Se vede că-l iubești numai cu vorba. Eu mă duc să mă închin. Să nu mă tulbure nimeni. Bine, mamuc. Katia, te-au mărit aprea de tânără, asta-i. N-ai avut când să petreci și tu ca fată. De aceea ți-i inima nedomolită. Și niciodată nu se va domoli. De ce? Așa m-am născut eu, aprigă. Aveam 6 ani, varea, nu mai mult. Și să vezi ce am făcut.
Nu știu de ce mă certaseră acasă. La vreme de seară, aproape pe întuneric, am fugit la Volga. M-am suit într-o luntre și-am desprins-o de mare. De-abia a doua zi m-au găsit, la vreo 10 verste depărtare. Da, da, băieți, se uitau la tine? Cum să nu se uite? Da, tu! Te pomenești că n-ai îndrăgit pe niciunul. Nu, râdeam numai. Ei, Katia, eu știu că tu nu-l iubești pe Tihon. Cum să nu-l iubesc? Mi-așa milă de dânsul. Nu, nu-l iubești. Dacă ți-i milă, înseamnă că nu-l iubești. Și drept să-ți spun, nici n-ai de ce. Katia, Katia, degeaba te ascunzi de mine. De mult am băgat de seamă că iubești pe altul. Cum te-ai băgat de seamă? Caragioasă mai ești. Dar ce crezi că eu sunt copil? Pe cine? E, parcă tu nu știi. Ce să-ți mai spun eu? Nu, 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 spune-i numele. Da? Boris Grigorievici. Da, pe el, Varea, pe el. Numai pentru Dumnezeu, Varea. Ea, stai acum, vezi mai bine să nu scap tu vreo vorbă. Nu știu să înșel. Nu pot ascunde nimica. Ea, păi fără asta nu se poate. Știi, Katia, ieri l-am văzut și am vorbit cu dânsul. E și? Ți-a trimis închinăciuni. Păcat, zice, că n-avem unde să ne întâlnim. Părea așa de trist. Hai, nu, nu, nu vorbi de dânsul. Fii bună și nu-mi vorbi. Nici nu vreau să-l știu. Vreau să-mi iubesc bărbatul. Deja, sufletelul meu. Nu te schimb pe nimeni în lume. Eu nici nu vreau să mă gândesc la dânsul. Și tu, Varea, mă tot ispitești. Apoi nu te gândi, cine te silește. Eu... Văd că nu ți-e milă de mine, Varea. Spui, nu te gândi. Și singură mi-l aduci în minte. Parcă eu vreau să mă gândesc la el. Dar ce să fac dacă nu-mi iese din gând? Ori la ce m-aș gândi, tot pe el îl văd înaintea ochilor. Vreau să mă stăpânesc, dar nu-i chip. Știi tu că astă noapte iar m-a ispitit necuratul? Era cât pe ci să fug de acasă. Ciudată mai ești zău. Dar după mine să fac omul ce-i place. Numai să nu se știe. Nu vreau, așa ce folos? Mai bine rapt până noi mai putea. Da, și când n-ai mai putea, ce ai să faci? Ce avea chef, aceea am să fac. Încearcă, au să te mănânce friptă. Puțin în pas, am să plec și gata. Unde să te duci, Cate? Ești măritată. O, Varea, nu mă cunoști. Să dea Dumnezeu să nu se întâmple așa ceva. Însă dacă mi s-ar urâ prea tare aici, nu mă mai țineți cu nimic. Sar pe fereastră, mă arunc în Volga. Știi ce, Katia? Acum că Tihon a plecat, hai să dormim în grădină, în chioșc. De ce, Varea? E așa, nu ți-i tot una? Nu știu, parcă mă tem noaptea într-un loc neștiut. De ce să te temi? O luăm și pe Glașa cu noi. Tot mi-e frică, dar dacă ții tu... Nu te-aș fi poftit, dar mămuca nu mă lasă pe mine singură și eu tare vreau. Dar de ce vrei numai decât? Uite așa, ca să ne facem împreună de ursită. Glumești, nu-i așa? Să înțelege că glumesc, da. Te pomenești că o fi și adevărat. Ei, eu mă duc să mă plimb, Katia. Între timp, Glașa are să ne facă pat în grădină, da? Katia, după zmeuriș și o portiță, mămuca o închide cu lacătul și ascunde cheia. Eu i-am șterpelit-o. Uite-o! Și am pus în loc alta ca să nu bage de seamă. Da, țin-o tu. Poate care să-ți trebuiască. Dacă l-o-i vedea, am să-i spun să vie la portiță. Da? Ce să fac cu ea? Nu-mi trebuie. Nu-ți trebuie, ție o să-mi trebuiască mie. Hai, iau, că nu mușcă. Oh, ce-ți trece prin minte, păcătoasă? Se poate una ca asta? Ei, da, nu-mi place vorbă lungă și nici n-am vreme de pierdut. Mă duc la plimbare, la revedere, Katia. Ce vrea să facă? Ce are de gând? Oh, e nebună! E nebună de legat! Uite, așa ne prăpădim noi. Așa cădem în păcat. Ți se urăște în robie. Cine știe ce-ți trece prin minte? Se ivește un prilej și tu, bucuroasă, te arunci cu capul înainte, orbește. Dar cum se poate, fără să te gândești, fără să judeci? E atât de ușor să păcătuiești. Ca pe urmă să plângi o viață întreagă.
să te chinui și robia să-ți pară și mai amară. O, amară e robia, amară! Nu-i rob să nu jelească și mai ales noi femeile. De pildă, eu acum trăiesc și mă canonesc și înainte nu mi se luminează și n-are să se lumineze niciodată. Pe zi ce merge tot mai rău și mai rău, acum și păcatul ăsta pe mine. Ce păcat poate fi dacă am să-l privesc o singură dată, așa, de departe? Și chiar dacă i-aș spune o vorbă, nu e niciun păcat. Dar jurământul către bărbatul meu, bine, dar el singur n-a vrut. Și poate că asemenea prilej nu o să se mai ivească o viață întreagă. Să mor, nu mai să-l văd. S-arunc ei? Pentru nimic în lume. Acum e a mea. Fie ce-o fi, am să-l văd pe Boris. Doamne, unde s-ar face mai repede noapte? Înaintea porții casei Cabanovilor se află o bancă lată de piatră. De acolo poți vedea toată mișcarea de pe uliță. E după amiază. Cabanova a ieșit să mai stea la taifas cu târgoveața Fecliușa. Vremea d-apoi, mămucă, vremea d-apoi după toate semnele. Iacă! În orașul nostru e liniște și rai, da, da. Dar în alte târguri, curat Sodoma, mămucă, larmă, zbucium, goană necurmată, uite așa fuge norodul care încotro. Apoi noi n-avem de ce ne grăbi, dragă Fecliușa, așa că trăim în tihnă. A, ba nu, mămucă, nu, de aceea e liniște aici în oraș, că mulți oameni, cum ați fi dumneavoastră de pildă, sunt împodobiți de virtuți ca de flori. De aceea se și fac toate în liniște și cum se cuvine. Dar ce însemnează, mămucă, goana lor? Ia o nălucire. De pildă la Moscova aleargă oamenii încolo și încoace, nu se știe de ce. Asta e rătăcire curată, așa. Lume rătăcită, mămucă, da, da. De ce aleargă așa? În Moscova acum chef și jocuri, iar pe uliță e zarvă de deasuri zește. Ce să mai spun, mămucă, au început să puie la cam smei de foc. Toate înțelegi pentru graba lor cea mare. Am auzit, draga mea. A, dar eu, mămucă, i-am văzut cu ochii mei. E, se înțelege, unii din pricina nălucirii nu văd nimic și li se pare că sunt mașini. E, chiar așa le și spun. Dar eu i-am văzut cum dădeau din labe. Da, poți să le spui cum vrei. Fie și mașini. Așa e omul prost, crede orice. Dar să mă poleiești cu aur și n-aș merge cu ele. Grele vremuri, grele, mămucă. Și timpul a început să se scurteze. Cum așa, dragă, să se scurteze? Ei, firește, cum putem să băgăm noi de seamă în rătăcirea noastră? Dar ia ca oameni înțelepți au băgat de seamă că timpul se scurtează. Cum? Altădată vara și iarna se lungeau, se lungeau, ți se ura până ce se sfârșeau. Dar acum nici nu bași de seamă cum zboară zilele și ceasurile. Parcă sunt la fel. Da, da, da. Iar vremea?
se face tot mai scurtă din cauza păcatelor noastre, mămucă. Are să fie, dragă, și mai rău. Da, numai de n-am ajunge noi până. Cine știe, poate cum ajunge. Uite-l și pe Dicoi. Ce cauți pe drumuri la o vreme așa târzie, Savel Prokofievici? Poate cineva să mă oprească? Să te oprească? Cine are nevoie? Atunci să mai vorbim de gelul. Ce, sunt în slujba cuiva? Și ce ție ce ți-a venit, a? Ia ce numai, dracu te amestici? Ia numai zbiera așa la mine. Caută-ți una mai slabă de înger. Pe mine nu mă sperii. Vezi-ți de drum. Stai. Hai, Fecliușanca. Stai cu mătă, stai. Nu te supăra. Ai când intra în casă. Și ce vrei de la mine? Uite ce, spune-mi ceva ca să-mi treacă supărarea. Numai tu din tot târgul știi să mă împaci. Du-te, Fecliușa. Spune-i Glașei să ne pregătească o gustare. Mă duc, mamucă. Cu ce te-au supărat? Încă de dimineață. Păi se vede că ți-au cerut bani. Parcă s-au vorbit blestemații. Când unul, când celălalt, toată ziua se țin de mine. Păi semne de nevoie. Înțeleg, dar ce pot face dacă așa mi este firea? Știu că trebuie să dau, dar nu pot cu binele. Nu, îmi ești prieten și ți-am dat tot. Dar dacă vii să-mi cer, te-njur. De dat dau, dar te-njur. Pentru că nu mai ți-aud cuvințelul ăsta de bani și simt că mă arde la ficaț. Mă arde la ficaț, nu alta. Și atunci de nimica toate, mă ciocoresc omul ce... N-are cine te ține în frâu, că nu ți-ai mai face mendrele. Nu cu mătră, nu. Taci și ascultă. Să vezi ce mi s-a întâmplat. Apoi mă spovedisem în postul cel mare. Când dracu mi-l aduce pe un țăran. Crasă niște lemne și veni să după bani. Mi l-a adus anume la așa vreme, ca să intru în păcat. Și-am păcătuit. L-am înjurat cu mătră. Așa l-am înjurat cum nu se mai poate, numai că nu l-am bătut. Și pentru ce te mânii așa? Nu-i bine cu metri. Stăpână, am pregătit gustarea, poftiți. Bine, Glaș. Hai cu metră, intră. Da. Lasă supărare. Gustă din ce a dat Dumnezeu. Mă rog. Mulțumesc. Îmi pare că vine Boris Grigorievici. Nu cumva după unchiul său. Ori se plimbă numai așa? Da, da, pe semne se plimbă. Glașa, unchiul nu-i la voi? La noi. Ai treabă cu dânsul, Boris Grigorievici? Da, m-au trimis de acasă să văd unde-i. Nu, dar dacă e la voi, lasă-l în pace. Cine are nevoie de el? Acasă sunt bucuroși că a plecat. Stăpâna noastră ar trebui să fie nevastă. Iute l-ar domoli. Dar ce stau eu aici ca proasta? Noapte bună. Noapte bună. Doamne, măcar de-aș zări eu. Mai bine nu o vedeam niciodată. Mi-ar fi fost mai ușor. Dar așa o văd numai din când în când. Și numai cu alții de față. Grozav chin. Și nici măcar nu mă pot stăpâni. Ies la plimbare, mă trezesc întotdeauna aici, în fața porții. Și ce caut? De văzut nu pot să o văd. Ba te pomenești că mai ies și vorbeș, o nenorocesc. Ah, Doamne, în ce târg am căzut. Psst, domnule. Da? Știi șanțul din spatele grădinii cabanovilor? Da, îl știu, dar de ce? Vino la noapte acolo. Da, dar pentru ce? Proaspă ești. Să vii, ai să vezi pentru ce. E, hai, du-te mai repede că te așteaptă. Cum? Du-te. Da, alerg, mă duc. Nu m-a recunoscut. Lasă să-și frământe acum mintea. Are să vie Caterina. Știu eu că n-o s-o rab de inima. S-a
Aerul e înmiresmat. O adiere dulce mângâie tufișurile. Totul te îmbie să trăiești, să petreci, să iubești. Rezemat de gardul grădinei cabanovilor, Cutreaș așteaptă pe Varvara cântând la chitară. Se duce cazacul la apă, viteazul căluțușa d-apă, în poartă apoi se oprește, s-oprește și-un gând îl muncește, un gând să-și ucidă femeia, să moară în clipa aceea. Se roagă nevasta jos pică, cu lacrimi o rugă ridică, mai lasă-mă, dragă bărbate, mai lasă-mă până la noapte, să doarmă copiii în tihnă, să aibă vecinii odihnă. La 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 la. Ia-mi te uită. Tu ești Cutreaș? Eu, Boris Grigorici. Dar ce cauți pe aici? Eu? Pe semne că am venit cu treabă. Fără treabă n-aș fi aici. Dar pe dumneata ce vânt te aduce? M-a chemat cineva. Cine? Nu știu, n-am putut desluși, era întuneric. O fată m-a oprit în uliță și mi-a spus să vin aici, în spatele casei cabanovilor, unde-i cărare. Da, da. A cine să fi fost? Ascult, Cutreaș. Mă rog. Pot să vorbesc cu tine deschis? Vai de... N-ai să spui nimănui, nu? Se poate. Vorbește fără frică. Eu sunt mut ca mormântul. Dar ce... Nu cumva te-ai îndrăgostit de cineva? Da, Cutreaș. Ei, nu face nimic. La noi în privința asta e slobod. Fetele petrec cât poftesc. Părinților nici nu le pasă. Numai femeile măritate stau în casă. Păi ăsta e și necazul meu. Nu cumva te-ai îndrăgostit de una măritată? Măritată, Cutreaș. Ei, Boris Grigorici, trebuie să-ți iei gândul de la ea. Las-o în pace. E, ușor de spus, las-o. Poate că ție ții tot una. Lași pe una, găsește alta. Dar eu nu sunt așa. Odată ce m-am îndrăgostit... Bine, dar asta înseamnă că vrei să o nenorocești, Boris Grigorici. Ferească Dumnezeu, Cutreaș. Să mă ferească Dumnezeu. Cum îți închipui că aș vrea să o nenorocesc? O, atâta numai. Să o văd. Mai mult nu doresc. Dar ea te iubește? Nu știu, nu știu. Mă rog, v-ați întâlnit vreodată ori nu? Am fost o singură dată la dâns și cu unchiul. Încolo o văd numai la biserică. Ne întâlnim pe bulevard. Cum, cum? Ah, Cutreaș. Dacă ai vedea-o cum se închină. Se închină? Ce zâmbet îngeresc are pe față. Ce lumină se răspândește pe chipul ei. Da, da, da. Vă să zic că e Nora Cabanovilor, așa-i? Da, Cutreaș. Vă să zic că așa stau lucrurile. Așa. Păi, Vanișca, Vaniușa, după marfă a plecat. Mangi. Hai. Tu, Boris, așteaptă, că n-are să-ți pară rău. Bine. Hai, Cutreaș, să mergem. Parcă visez. Noapte, cântece, întâlniri. Toate sunt atât de noi pentru mine. E atât de plăcut, atât de vesel. Iată că aștept și eu ceva. Ce aștept, nici eu nu știu și nici nu-mi pot închipui. Numai inima mi se zbate și tremur tot ca frunza. Îmi stă mintea în loc când mă gândesc ce i-aș putea spune. Iată că vine. Dumneata ești Caterina Petrovna. Îți mulțumesc că ai venit.
Dacă îi știi, Caterina Petrovna, cât îmi ești de drag. Nu mă atinge! Nu mă atinge, Doamne! Nu, nu te supăra! Fugi de lângă mine! Fugi, om blestemat! Știi că n-are să-mi ierte cel de sus păcatul. Niciodată n-are să-mi ierte. Are să mă apese ca o piatră pe suflet. Ca o piatră. Nu, nu mă alunga. De ce ai venit? De ce ai venit, pierzania mea? Dar știi că-s măritat. Știi că trebuie să trăiesc până la mormânt cu bărbatul meu. Dar dumneata singură m-ai chemat. Ce fac, păcătoasa de mine? Unde are să-mi fie locul, știi? Nu, liniștește-te. Mai nenorocit, mai nenorocit. Mi-am lăsat casa și am venit noaptea la tine. Da, așa ți-a fost vrerea. N-am voință. Nu vezi că și acum voința ta mă stăpânește? Viața mea. Aș vrea să mor în clipa asta. De ce să mori? Să nu ne putem bucura de viață? N-am să-mi parte. N-am să-mi parte. Nu spune, te rog, asemenea vorbe, nu mă întrista. Da, ție ți-e ușor. Tu ești om slobod, pe câtă vreme eu... Nimeni n-are să știe de dragostea noastră. O să am eu grijă? De ce să ai grijă? Numai eu-s de vină? Să nu-ți pese, să știe lumea întreagă ce fac. Dacă pentru dragostea ta nu m-am temut de păcat, am să mă tem de judecata lumii. Se zice că e mai ușor păcatul dacă suferi aici, pe pământ. De ce să ne gândim la asta? Bine că ne putem bucura acum. Și asta e drept. De gândit și de plâns este destulă vreme. Da, nici nu știam că mă iubești. De mult te iubesc. Parcă ai venit la noi anume să mă vâri în păcat. De cum te-am văzut, n-am mai fost stăpână pe mine, chiar de atunci. Numai un semn, dacă mi-ai fi făcut, și cred că te-aș fi urmat. La marginea lumii te-ai duce și tot aș merge cu tine, fără să mă uit înapoi. Bărbatul tău a plecat pe mai mult timp? Pe 2 săptămâni. Oh, atunci avem destulă vreme să petrecem. Da, da, o să petrecem. Pe urmă, au să mă închidă în casă cu lacătul. Mai rău ca moartea. Dar dacă nu mă închid, găsesc eu mijlocul să te întâlnesc. Ei, v-ați învoit? Da, ne-am învoit. Duceți-vă și voi să vă plimbați. Da. Haide! Cudriaș. Da. Hai, du-te și tu acasă. Cum? E târziu. Mâine, vezi, vino mai devreme să petrecem mai mult. Da, Varia, pe mâine. Cudriaș. Îți spun mândră vorbe bune până soarele apune. De la prima plimbare nocturnă a celor doi îndrăgostiți, Boris și Caterina, au trecut 10 zile. Cerul înstelat și adierea dulce a zefirului au făcut loc ploii și vijelieri. Oamenii nu mai pot admira neasemuitele priveliști ale Volgăi. Un bun adăpost pentru cei prinși de ploaie pe străzile orășelului îl oferă o clădire veche căzută în ruină, dar nu lipsită de o mulțime de bolți sub care să se poată ascunde lumea.
la piele. Hai, lasă-mă pace. Lasă-mă cu lovii. Să vedeți, nevastă, să avem Procopie, deci din asta trage folos toată lumea. Ia fugi-mă, fugi-mă, care folos? Păi trebuie să folos. Dar chiar și înălțimii voastre, Savel Prokofievici. Iată, noi l-am pune pe bulevard la un loc potrivit. Și ce cheltuială? O nimica toată. Un stâlpișor de piatră, o tăbliță de aramă rotundă și un ac, un ac drept. Toate am să le așez eu și cifrele le sap tot eu, singur. Și cum veți și la plimbare în ultima voastră sau alții, îndată vă apropiați și vedeți cât e ceasul. Ce minte tot vări în suflet cu tot felul de prostii. Poate că nici n-am poftă să vorbesc cu tine. Nu cumva suntem de o seamă. E, te uite ce lucru grozav a mai născocit. Și tot să-ndeasă curătul la formă. Dacă m-aș vârâ pentru folosul meu, atunci aș fi vinovat. Dar eu pentru folos obște. Ce însemnează pentru târg 10 ruble acolo? Mai mult nici nu trebuie, nu știu. Dar poate că tu vrei să le furi. Cine te știe? Vreau să-mi dau munca mea pe degeaba. Înseamnă că fur în alții. Pe urmă toți de aici mă cunosc. Nimeni nu poate spune ceva rău de mine. N-au decât să te cunosc. Eu nu vreau să te cunosc. Dar pentru ce v-ați jocoriți dumneavoastră un om cinstit? Nu cumva am să-ți dau ție zocoteală. Ce ești tu? Un vierme, așa să știi. Vreau, am milă de tine. Nu vreau, te strivesc. Să vă ierte Dumnezeu. Sunt un biet om și este ușor să mă bat jucuriți. Dar iată ce am să vă spun înălțimea voastră. Virtutea chiar în zdrențe, tot virtute rămâne. Bă, nu te obrăznicești cu mine, ai auzit? Nu mă obrăznicesc înălțimea voastră. Dacă vă spun ce vă spune, numai pentru că socot, că poate veți face vreodată ceva și pentru obște. Puterea veți să faceți binele, slavă Domnului, numai să vreți. Iată de pildă, avem adesea furtuni și nu punem paratrăsnete. Fleacuri. Cum fleacuri când s-au făcut și experiență? Ce fel de paratrăsnete, mă rog? De oțel. Da, furtuna, ce-i după tine, spune. Electricitate. Care electricitate? Nu ești un tâlhar? Furtuna ne e trimisă nou ca să ne pocăim. Nu cumva ești păgân? Ești păgân. Hai, spune, ești păgân? Parcă a mai stat ploaia. Eu mă duc. Înălțimea voastră. Lasă-mă, deja vi spunea, trupul nu-i decât țărână. Boris, da, Boris, vină cu aceea. Ce s-a întâmplat, Varia? O nenorocire, nu alta. A venit bărbatul Caterina, ai aflat? A sosit pe negândit. Nu, n-am aflat. Caterina parcă și-a ieșit din minți. Se vede că numai 10 zile mi-a fost dat să mă bucur cât n-a fost el aici. De acum n-am să o mai ia văd. Ia că la ce te gândești, mai bine ascultă. Katia tremură toată, parcă ar scutura-o frigurile. Se învârte prin casă, parcă ar tot căuta ceva. Ochii îi sunt ca de nebună. De azi dimineață s-a pornit pe plâns și de atunci tot într-un hohot o ține. Doamne, Dumnezeule, ce să mă fac cu dânsa? Poate că-i trece. N-aș crede. La bărbatul nici nu îndrăznește să ridice ochii. Mamuca a prins de veste și se uită într-una chioră și la dânsa, ca o viperă să uită. Și asta îi face și mai rău. Ții mai mare mila să o privești. Și Boris, mă tem, Boris. De ce te temi? Tu nu o cunoști, e o ființă ciudată. E în stare de orice. Îți face una din... Doamne, de ce-i de făcut? Dacă ai luat-o cu binișorul, poate că ai putea să o liniștești. Am încercat, nu vrea să audă de nimic. Nu pot nici măcar să te apropii de ea. Și ce crezi că e în stare să facă? O să cadă la picioarele lui bărbatul și o să spună tot. Uite, de asta mă tem. Se poate una ca asta? De la ea te poți aștepta la orice. Și acum unde-i? Adineaur a plecat cu bărbatul de acasă. E și mămuca cu dânsii. Iar ia uite, vine lumea Buluc. Sunt și ei. Ascunde-te, da, am plecat. Ascunde-te după un zid. Eu rămân aici să mă vadă. Nu vreau să bănuiască ceva. Caterina, vină-mi coace. Povara mi-e groază. Caterina, vine-ți. Nu pot, nu mai pot. Mi se rupe inima. Asta, trebuie să trăiești așa fel
ca să fii totdeauna pregătită de orice. Atunci nu ți-ar mai fi frică. Dar păi, ce păcate grozave poate avea ea mămucă? Ca fiecare dintre noi. Da, așa e dânsa, fricoasă din fire. De unde știi tu? Sufletul omului e o taină de nepătruns. Poate că în lipsa mea să se fi întâmplat ceva. Dar cât am fost eu aici, cred că n-a fost nimic. Poate că în lipsa ta. Cate, dragă, spune dacă ai greșit cu ceva. Că de mine degeaba te ascuns, eu știu tot. Tihon, de ce nu o lași în pace? Nu vezi că și așa e rău? Oh, Cate, taci, taci. Ce? Ce? Te-ai speriat? S-a speriat. Crede că e un străin, e un cunoscut. Boris Grigorevici. Ce face unchiul? E sănătos? Da, sănătos, slavă Domnului. Taci, Katia. Ce mai vrea de la mine varea? Nu-i ajunge că mă chinuiesc atât. Taci, taci. Să știți, oameni buni, luna asta nu trece degeaba. Ori o moară pe cineva, ori aprinde vreo casă. Ce spune? Spune că are să o moare pe cineva. Îndrugă și el ce-i trece prin cap. Nu o sândi pe cei mai bătrâni ca tine. Ei știu mai multe. Bătrânii au semne pentru toate. Un om bătrân nu spune vorbe. Fișa! Katia! Eu știu pe cine are să omoare! Taci odată! De unde știi? Pe mine are să mă omoare! Rugați-vă pentru mine! Liniștește-te, Katia! Nu pot! Nu pot să mai îndur! Mamucă! Tihon! M-am păcătuit în fața lui Dumnezeu și în fața voastră! Katia! Nu ți-am jurat că n-am să mă uit la nimeni în lipsa ta! Îți aduce aminte? Și știi ce am făcut eu, ticăloasa, în lipsa ta? M-am dus de acasă! Lasă, nu mai vorbi! Ce faci, mămucă? Ba nu! Vorbește odată ce ai început! Și în toate celelalte, deși nu am petrecut ca... Bine! Minte! Minte, nu știe ce vorbește! Taci! Cu cine? Cu Boris Grigorevici! Ce zici, băiete? Uite unde duce libertatea! Ți-am spus, dar n-ai vrut să mă ascult! Iaca, bucură-te acum! Seara, Tihon Ivanovici. Ce faceți aici în grădina publică? Vă duceți undeva? Acasă cu Lâghin. Ai auzit, frate dragă, ce mi s-a întâmplat? Da. Toată familia mi s-a dezbinat, dragă. Ei, am auzit, domnule. Știi că am fost la Moscova. La plecare, mămuca m-a bătut la cap cu tot felul de povețe. Dar eu, cum am plecat, m-am și apucat de chefuit. Eram bucuros că sunt slobod. Tot drumul am băut. Și la Moscova am băut de mi-am scos pârleala. Așa, ca să-mi ajungă pe un an întreg. O singură dată măcar nu mi-am adus aminte de casă, dar chiar de mi-aș fi adus aminte, nici prin gând nu mi-ar fi trecut ce s-a întâmplat în lipsa mea. Ai aflat? A, am aflat, domnule. Sunt nenorocit, frate. Mă prăpădesc de pomană fără nicio vină. Mama dumitale este prea aspră. Păi da, ea e toată pricina. Dar eu ce-s vinovat ca să mă chinuiesc așa? Iaca, m-am dus la Dihoi și am băut cu dânsul. Am crezut că are să-mi fie mai ușor. De unde cu Lâghin e mai greu. Ce mi-a făcut nevasta? Nici nu se poate mai rău. Chestii complicate, domnule. E greu să vă judece cineva. Ce poate fi mai rău decât asta? Să o pedepsești cu moartea și prea puțin. Zice mămuca, trebuie îngropată de vie ca să se canonească. Dar mie mi-e dragă.
Mi s-o ating cu un deget. Am bătut o leacă, mi-a poruncit mămuca, dar zău de nu mi-i jale să mă uit la dânsa. Iar trebuie să o iert și să nu mai pomeniți niciodată de ce a fost. Că nici dumneata nu ești ușă de biserică, domnule. Mai e vorba. Apoi vezi, culegin, eu n-aș avea nimic de zis, dar mămuca, parcă te poți înțelege cu dânsa. Dar ar fi timpul să trăiești după mintea dumitale, domnule. Zău, dacă știu ce-i de făcut, ci că n-am minte. Adică să trăiești toată viața cu mintea altuia. Am să mă apuc și am să-mi beau și mintea pe care o mai am. Hai, domnule, rău. Rău. Dar cu Boris Grigorievici, ce e? El? E? Ticălosul. Pleacă la Tiahta, în Siberia. Îl trimite unchiul său să fie contabil acolo, la un negustor cunoscut de-al său. Aha. Pe 3 ani îl trimite. Și el ce zice, domnule? Se frământă. Plânge. Adineaori am tăbărât pe el cu unchiul său. L-am ocărât. Noi l-am ocărât. Tace, parcă s-a sălbăticit. Cu mine, zice, faceți ce vreți, numai pe dânsa să nu ochinuiți. Și lui e milă. E un om bun, domnule. Am simțit eu că vrea să-și a rămas bun de la ea, dar asta nu se poate. N-am ce-i face, că mi-i vrăjmaș cu lâchin. Ei, trebuie să iertăm vrăjmașilor noștri. Frate, cu lâchin, praf s-a ales de familia noastră. Parcă nu-s rude, ci vrăjmași. Pe Varvara, mămuca a tot certat-o, a tot certat-o, de n-a mai răbdat și a plecat. Ei, unde a plecat? Cine să știe? Unii zic că ar fi fugit cu Cudriaș, cu Vania, că și el s-a făcut nevăzut. Da. Ce? Tătucă! Ce mai este grașa? Nevasta dumitale! Spune! Ce? Nu cumva... Nu cumva a murit? Nu, tătucă, a plecat de acasă. Nu o găsim nicăieri. Ne-am rupt picioarele căutându-o. Clugin, da. Trebuie să alergăm, frate, să o căutăm. Mergem. Știi de ce mă tem? Să nu și făcut seama de inimă rea. Și voi? Voi ce-ați păzit? De mult a plecat? Hă? Nu de mult, tătucă. Noi purtăm păcatul că n-am privegheat-o. Dar și să o păzești toată vremea e greu. De ce mai stai? Fugi! Hai! Hai, hai și noi, culeghin. Mergem, hai și noi. Caterina nu era departe. Ea își căuta iubitul pe malul Volgăi, aproape de grădina publică. Acolo unde se întâlniseră de atâtea ori. Rămas bun de la dânsul. Și apoi... Apoi pot să mor. De ce l-am nenorocit? Parcă așa mi mai ușor. Măcar să mă fi pierdut numai pe mine. Dar așa... M-am pierdut și pe mine. Și l-am pierdut și pe el. Mie rușine și lui umilință veșnică. Da,
mie rușine. Și lui umilință veșnică. Să-mi aduc aminte ce spunea, cum mă mângâia, ce vorbe îmi șoptea. Mi-aduc aminte, am uitat tot. Ah, nopțile-mi sunt grele. Cât de cumplit e întunericul. Ce tare mă bucur când se luminează, dar nu-mi vine să mă scol. Iar aceiași oameni, aceleași vorbe, același chin. De ce se uită toți așa la mine? De ce nu mă omoară odată? De ce mă las așa? Înainte ci că omorau, să mă ia și să mă arunce în Volga, ce bucuroasă aș fi! Dacă te omorâm, spun ei, ți se iartă păcatul, dar tu trebuie să trăiești și să te chinuiești cu păcatul tău. Nu m-au chinuit destul. Cât să mă mai chinui? Pentru ce să mai trăiesc? Pentru ce? Nu-mi trebuie nimic. Nu mi-e drag nimica. Și moartea nu vine. O chem și nu vine. Măcar dacă aș viețui cu dâns, poate tot aș mai avea o bucurie. Cât mi-e de dor. Dacă nu te văd, măcar auzi-mă de departe. Vântule, vainicule, du-mi dor până la dânsul. Doamne, mi-e dor. Mi-e dor, bucuria mea, viața mea, te iubesc, răspunde! Caterina! Doris! Iată că a vrut Dumnezeu să putem plânge împreună. Nu mai uita! De ce vorbești? Cum să te uit? Nu asta am vrut să-ți spun. Nu e supărat pe mine. De ce să fiu supărat? Oh, iartă-mă. N-am vrut să-ți fac rău, dar nu eram stăpână pe mine. Nu-mi dădeam seama ce fac și ce spun. Lasă, nu mai plânge. Și cu tine, cum e? Ce faci? Plec. Unde? Departe, Cate. În Siberia. Ia-mă și pe mine cu tine. Nu se poate, Caterina. Nu plec de capul meu. Unghiu mă trimite. Trăsura mă așteaptă. M-am rugat de dânsul să mă lase numai o clipă. Voiam să-mi iau rămas bun măcar de la locul unde ne întâlneam. Du-te cu Dumnezeu. Să nu plângi după mine. La început, poate că are să-ți fie dor. Dar pe urmă ai să mă uiți. Ce să vorbim de mine? Eu sunt om slobod. Dar tu, tu cum ai s-o duci? Ți-e greu, Katia. Ah, atât de greu. Atât de greu. Mai bine aș muri. Cine putea ști că o să suferim atâta pentru dragostea noastră? Mai bine te ocoleam de la început. Ne-am întâlnit într-un ceas rău. Puțină bucurie și câtă suferință. Și câte mă așteaptă de acum înainte. Dar ce să mă mai gândesc la ce să fie? Bine că te-am văzut. Cate. Asta nu mi-o poate lua nimeni.
și nu mai trebuie nimic altceva. Uite, uite acum, acum mi-e mult mai ușor. Parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă. Eu tot gândeam că ești supărat pe mine, că mă blestemi. Ce vorbești, ce vorbești, tati? Nu, mereu spun altceva. Mi-era dor de tine. Asta voiam să-ți spun. Și uite, acum te-am văzut. Da, da, să nu ne prindă cineva aici. Stai, stai. Ce voiam să-ți spun? Da. Am uitat. Aveam să-ți spun ceva. Mi se învălmășesc toate în cap. Nu mai aduc aminte de nimic. Mă întârzi, Cate. Nu, așteaptă. Așteaptă. Ce vrei să-mi spui? Îți spun îndată. Da. Pornești la drum și ai să întâlnești săraci. Miluiește-i pe fiecare și spune-le să se roage pentru sufletul meu păcătos. Tâlhari, ticăloși, dacă ar ști ei cu ce inimă mă despart eu acum de tine, Doamne Dumnezeule, de-ar ajunge și ei odată să simtă ce simt eu acum. Rămâi cu bine, Katia. Stai! Stai! Lasă-mă să mă uit la tine pentru ultima oară. Boris! Katia! Boris! Gata. Acum du-te. Du-te cu Dumnezeu. Du-te mai repede. Katia, Katia, am o presimțire. Nu cumva ți-ai pus în minte ceva? Tot drumul am să mă chinui cu gândul la tine. Nimic, nimic. Du-te cu Dumnezeu, du-te. Dumnezeu să te aibă în pază. Rămâi cu bine, Katia. Pentru mine, ori acasă, ori în mormânt, e tot una. Da, ori acasă, ori în mormânt. Ori în mormânt. Mormânt e mai bine. Mormânt sub copaci. Ce bine. Îl încălzește soarele. Le răcorește ploaie. Primăvara crește pe el o iarbă așa de moale. În copac se adună păsările și cântă. Scot pui. Floresc floricelele. Galbene, roșietice, albăstrii. De tot felul. De tot felul. Atâta liniște, atât de bine. Parcă mi-e mai ușor. La viață nici nu vreau să mă gândesc. Iar să trăiesc, nu, nu-mi trebuie, nu-i frumos. Și oamenii sunt urâți. Și casa mi-e urâtă și pereții mi-s urâți. Acasă nu mă duc. S-a întunecat. Și iar cântă undeva. Ce cântă? Nu se înțelege. De-aș muri acum.
Ce cântă? Tot una dacă moartea vine singură, ori dacă tu însuți. De trăit nu mai echip. E păcat. N-au să se roage pentru mine. Cine mă iubește are să se roage. Au să-mi pui mâinile cruce în mormânt. Dar dacă mă prind și mă duc acasă cu deasila, oh, mai iute, mai iute, dragul meu, bucuria mea, te las cu bine! Tihon Ivanovici. Adevărat să fie. Da, de ea vorbeau. Ei, slavă Domnului că au văzut-o în viață. Tu te și speria și plângeai. Chiar ai și de ce. Nu te teme, o să mai avem mult de furcă cu dânsa. Cine să știe, mămucă, că era așa de aproape, un loc așa de umblat. Cui i-ar fi venit în minte să se ascundă aici? Eh, vezi ce face? Ia ca ce foamă-i. Nu-și lasă năram. Stați. Cine strigă? Ce e acolo? O femeie s-a aruncat în apă. E Katia. Katia, trebuie să o salvezi. Ce mă fac eu fără dânsa? Nu te las să te duci. Lăsați că mă duc eu. Ce merită să te prăpădești pentru una ca ea? Lasă-mă, mămucă. Te prestem dacă te duci. Măcar să mai văd o dată. Am să o scoată și ai să o vezi. Ce? Oameni buni, trăiește? Nu, de unde? S-a aruncat de sus, de deasupra râpei. Se vede că a căzut peste vreo ancoră și s-o fi zbit. Sărmana, dar s-o vedeți, fraților, parcă-i vie. Numai la tâmplă are o rană mică și o singură picătură de sânge. Numai una. Iată, iată pe Caterina voastră. Faceți cu ea ce vreți. Trupul ei e aici. Luați-l. Dar sufletul ei nu mai este al vostru. Înaintea unui judecător mai milostiv decât voi toți. Katia! Katia! Privește! S-o plânge păcat. Dumneata ai omorât-o, mămucă! Dumneata! Dumneata! Ce ți-ai ieșit din minți? Uiți cu cine vorbești! Dumneata ai omorât-o! Dumneata! Lasă că vorbim noi acasă! Vă mulțumim, oameni buni, pentru ostenea. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Te-ai liniștit, Katia! Ați ascultat Furtuna de Alexandru Nicolaevici Ostrovski. Traducere de Valeria și Profira Sadoveanu. Adaptare radiofonică de Manase Radnev. Înregistrare realizată în anul 1956. Distribuția a fost următoarea: Caterina, Marieta Deculescu, artistă emerită. Dicoi, Nicu Dimitriu, artist emerit. Boris, Val Sândulescu. Cabanova, Silvia Dumitrescu-Timică, artistă emerită.
Tihon, Emil Bota, artist emerit. Culâghin, Jules Cazaban, artist al poporului. Cudriaș, Colea Răutu, artist emerit. Feclușa, Maria Vovrina, artistă emerită. Glașa, Geta Enacovici. Crainicul, Octavian Cotescu. Regia tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia muzicală, George Popescu. Regia de studio, Constantin Păsculescu. Regia artistică, Petre Sava Băleanu.